Aici în sunet. Așadar, bună seara și bine ați venit. Începem cu sume, așa cum am promis. Sume, da? Sume. Chestiunea este așa. Suma asta este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus mai departe plus iar. Se scrie folosind simbolul sumă concentrat în felul următor. Sumă, un contor K care începe de la 1 până la N din K. Adică când K egal cu 1 avem 1 plus. Deci în simbol se ascunde plus, 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 plus. Și se indexează cu încă 1. Crește cu unitate. Contorul de aici. Da? La început K-ul este 1, limita inferioară de unde pleacă, și limita superioară este N. Asta înseamnă, să spunem, să înțelegem simbolul sumă. Dacă vreți următoarea sumă, să zicem, ies 1 egal cu 7 plus 8 plus 9 plus puncte, puncte plus 100, va fi scris așa. Sumă de la K egal cu cât? 7. 7. Până unde se duce? La 100. Din K. Da? Din K. Deci, limita inferioară, limita superioară și contorul care se indexează acest K. Uneori folosim I. K, da. I n-are importanță. Cum vei scrie suma următoare? Ies 1 egal cu 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus mai departe plus N pe lângă N plus 1. Cum o vei scrie? Așa. Deci asta de aici îți indică repede, da? Sumă de la K egal cu 1 până la N din K pe lângă K plus 1. Asta este scris, nu? Concentrat, strâns, simbolul sumă folosit. Bun. Nu se aude. Nu se aude? Au dreptate. Au dreptate că nu se aude, că m-am cablat. Da. Asta nu se aude. Înseamnă că un prieten de-al tău, da, care urmărește, păi, trebuie să vă dea câte o bere când ajungeți acasă. Că îi stau acasă frumos și voi le provocați lecția, nu? Ați propus. Așa. Să mă ocup de sume. Cred că acum se aude. În mod sigur se aude. Și asta înțeleg eu prin sume. Acum, sunt câteva sume care trebuie știute. Unu are ies 1, care e suma primilor de enumerate. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n. Este egal cu pe lângă n plus 1 pe 2. Știți, nu? Suma lui Gauss. Încă de pe clasa a 5-a, mă cobor la clasa a 4-a și tot îi necăjesc pe copii. Ideea este că se adună primul plus ultimul. Știți povestioarea cu Gauss, când a fost învățător, l-a pus să adune numeri la 1 la 100. Ea avea de lucru și luaseră, avea un plovăr de făcut. Și l-a luat acasă, știa foarte bine că până când copiii adună la numerele de la 1 până la 100, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 100, ea aș termina plovărul. Deci 4 ore stăteau copiii și adunau. Știți. Suma face 5050, știm, nu? Deci face primul plus ultimul ori 5050. Ca să le adune așa de aproape, de aproape, până la 5050, îți ia ceva timp. Și ea nici nu a apucat timp, nu a avut timp să-și scoate lucruri din coșete, din plasa care avea acolo. Micuțul Gauss, care era în bancă acolo, s-a dus și a spus, nu am învățător, eu am terminat. Supărat. Pe el zice, nici nu vrea să uite. Și atunci, pe tăbiță, că era pe tăbiță, și a aruncat ochii,
5.050. Zic, cum ai făcut? Păi, am adunat pe 1 cu 100 și am făcut 101. Pe 2 cu 99 și am făcut 101. 3 cu 99, tot 101. Sunt 50 de echipe de astea. 50 de echipe sunt, câte două. Și 101 ori 50 fac 5.050. Și de-aia a rămas suma lui Gauss. Da? De la primul plus ultimul, oricât sunt ei, și din 2 în 2 și din 3. Deci e suma lui progresii aritmetice, nu? În final, dacă mai facem progresii în clasa 10-a, sau nu, nu știu când se fac acum. Cert este că asta trebuie știută. Ies 1, ies 2. Suma pătratelor. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte, puncte plus n pătrat este egal cu ceva spre așa, zic, sumă de 2 plus 1 spre așa. N, spui că este N, pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, totul supra 6. El o știu pe 6, e bine că știu pe 6, ăștia e numitorul, da? E foarte tare. Acum, când sunteți în dubiu, ce vă propunem? Deci, dacă nu știm foarte bine N pe lângă N plus 1 pe lângă 2 plus 1 pe 6, și citim din memorie, după aceea particularizăm pentru unul, două cazuri, să vedem dacă situația particulară e corectă. Și atunci înseamnă că sunt pe fază. Concret, pentru n egal cu 1, ce devine? 1 egal cu 1 pe lângă 1 plus 1, 2 ori 1 plus 1 pe 6. Adică, de parcă aș spune că 1 egal cu 6 pe 6, nu? Da. 2 ori 3, 6 egal cu 1. Adevărat. Pentru n egal cu 2 vezi vedea la fel, n egal cu 3. Finalul este că e adevărat. Bun că ai ținut minte cu 6. Nu știu ce să vii ținut mai pe el. Dacă tu spui ceva pe 6, ceva rămâne acolo. Dar apropo de asta, știți de unde îți vine cum se calculează suma asta? Bun, hai să vedem un pic. Parcă mi-am propus să fac sume, intru așa, atent, facem pași mărunți și să fie sigur că lămurim toată problema. K plus 1 la pătrat egal cu K pătrat plus 2K plus 1, nu? Duc pe K pătrat în stânga și vine K plus 1 la pătrat minus K pătrat este egal cu 2K plus 1. Asta pentru orice K. Adevărat. Da? Oricare ar fi K număr natural. Acum să sumăm stânga-dreapta, folosind simbolul sumă. Și de aici rezultă că sumă din la K egal cu 1 până la N, din K plus 1 la pătrat minus K pătrat, deci sumă din stânga, membru stâng, egal cu sumă din membru drept, sumă de la K egal cu 1 până la N, din cine? Din 2K plus 1. Echivalent cu membru stâng este o sumă, cum se cheamă asta, în care sunt doi termeni consecutivi, dacă sumăm, dăm drumul la sumă, ia să zicem, însă, membru stâng este sumă de la K egal cu 1 până la N, din K plus 1 la pătrat, minus K pătrat, și face egal cu. Când K egal cu 1, bine, 2 pătrat minus 1 pătrat. Asta pentru K egal cu 1. Plus, când K devine 2, vine 3 la a doua minus 2 la a doua. Deci să ne înțelegem, pentru K egal cu 2. Plus, când K devine 3, 4 la a doua minus 3 la a doua. Deci când K este 3. Și așa mai departe plus puncte, puncte, plus N plus 1 la pătrat minus N pătrat este membru stâng. Se vede foarte ușor că termenii se reduc 2 câte 2, 3 la a doua, 4 la a doua cu cine ar urma. Mi-a rămas minus 1 la a doua la început. Ei sunt numărul lor cu plus egal cu numărul lor cu minus. Dacă speri, dacă rămas cu minus la început, va rămâne cu plus la sfârșit. Deci asta se reducă cu puncte, puncte. Bunul simț se spune chestia asta. Deci egal cu N plus 1 la pătrat, minus 1 la pătrat. Adică este N pătrat plus 2N plus 1 minus 1. Adică este N pe lângă N plus 1.
Membru stâng. Membru drept. Membru drept. Al egalității este acea sumă de la K egal cu 1. Poftim, mai zis? E în plus 2. E în plus 2, sigur că da. Te rog să insiști că dacă scriu prostii, să nu rămână când te descrie pe tabla. S-a văzut greșeala, e metodul, să vedeți. De la K egal cu 1 până la N, din 2K plus 1, egal cu suma sumelor, este sumă din fiecare. Da? Suma sumă, sumă de fiecare. Deci sumă de la K egal cu 1 până la N din 2K plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 1. Care face? Ca și cum aș da pe 2 în factor comun, constanta este în fața sumei și egal cu 2 sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus sumă din 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 din N plus N. Și egal cu 2 S1, hai să lăsăm cu S1 aici, suma primelor numere naturale, iată că eu dau peste Gauss acum. Deci 2 S1 plus N. Echivalent cu membru stâng egal cu membru drept, adică N pe lângă N plus 2, egal cu 2 S1 plus N. Adică echivalent, cu a spune că 2 S1 este egal cu n pătrat plus 2n minus n, nu? Deci n stăgai, deci n pătrat este n pe lângă n plus 1. Tot am zis eu de n pe lângă n plus 1 mai devreme. De unde e S1 este egal cu n pe lângă n plus 1 pe 2. Într-adevăr, iată demonstrația interesantă pe varianta asta a faptului că Gauss a avut dreptate. Pe când la binomul a pătrat. Acum, mi este sugerată ideea pentru suma pătratului, să plec de la K plus 1 totul la 3. Cum a reușit pentru asta, plec de la K plus 1 totul la 3. Și zic, K plus 1 totul la 3, știu că este egal cu K la 3, plus 3K pătrat, plus 3K plus 1, ceea ce m-ar duce după K la 3 în stânga, ca să fac acea sumă telescopică, deci vine ce? K plus 1 totul la 3 minus K la 3 este egal cu 3K pătrat plus 3K plus 1. Echivalent cu suma, sume stânga-dreapta, da? Sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus 1 totul la 3 minus K la 3 sumă de toată bucata asta egal cu sumă de membru drept de la K egal cu 1 până la N, din 3K pătrat, plus sumă, hai să distribui, suma se distribui fiecare, plus sumă de la K egal cu 1 până la N, din 3K, și plus sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1. Ce ce fie echivalent cu, dând loc valori, face N plus 1 la 3 minus 1. În suma aceea, dacă cum a fost înainte N plus 1 la a doua minus 1, acum e N plus 1 totul la a treia, N plus 1 totul la a treia, minus 1. Egal cu 3S2, am notat suma pătratelor, 3S2, plus 3S1, pe care o știu deja, plus N. Și ce ar fi echivalent, cu a spune că N la 3 plus 3 N pătrat plus 3 N. De acord, da? N la 3 plus 3 N pătrat plus 3 N. 1 minus 1 s-au dus. Egal cu 3 S2 plus 3 N pe lângă N plus 1 pe 2 plus N. Echivalent cu a spune că scot de aici 3 S2. Deci 3 S2 va fi egal cu toată asta și minus bucata asta. Deci vine N pe lângă N pătrat plus 3 N plus 3 minus 3 N pe lângă N plus 3 N pe lângă N plus 1 pe 2. Am zis că dăm factor cu totul.
N-am scos pe... deocamdată am lăsat-o mai ușor, pe 2, minus n, da? Se vede că scoatem n un factor comun de la un cap la altul, s-a dus la aceeași putea, se lucrează și în momentul, am un 2 și vine un 3, și de ce vine 6? Este un 2 și vine un 3 și vine 6. Într-adevăr, ies 2 dacă lucrați, vă las pe voi, ies 2 de aici, egal cu n pe lângă n plus 1, pe lângă 2 n plus 1, totul pe 6. Și iată că așa a fost găsită și suma pătratelor. De... trebuie să reținem de acum suma iesumul este n, pentru că plus 1 pe 2 știm, a pătratelor trebuie să o reținem și a cuburilor, că sunt exerciții în care intervin asta. Și atunci, ori îl demonstrez, dacă nu ți-o amintești, că ceva nu poți să spui acolo, că e 6, da? Trebuie să știi ce să spui acolo. Ori dacă nu, o reții. Dar e important, dacă știi mecanismul de obținere și știi că am pus, când ai făcut o dată demonstrația asta, îți vine clar în minte că un n a ieșit peste tot, n plus 1 pe lângă 2, n plus 1 vine de aici, din calculul care se face ecuația de gradul 2, se așează cu un produs de factori acolo. Bun. Și să vedem și ies 3-ul, și cu asta închei treaba asta cu ies 3 egal cu 1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus și mai departe plus n la 3. Mai știi pe asta? Prima la pătrat. E prima la pătrat. Deci este ies 1 la pătrat, care înseamnă n pe n plus 1 supra 2, totul la pătrat. Se demonstrează exact cum am spus mai înainte, dar plec acum de la capul 1 la 4. Da? Capul 1 la 4, după la 6, apare ca la 3. Și că sumă de ca la 3, deci este care îți trebuie, e o recurență care se așează de acum. Și dacă vezi, ies la 4, ies 4, se poate găsi, dar nu știu pe aceea și nu trebuie prea de seghiștile acelea. Deci nu e cazul să vă încărcați. Astea trei trebuie știute ca să puteți lucra în anumite egiști. Bun. Și acum să mai începem și niște sume interesante. Iată. Dacă vă spun să calculăm suma S. Egală cu S egală cu 1 sumă. Hai să zic 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus mai departe plus 1 supra n pe lângă n plus 1. Cum s-ar scrie ea? Mai simplu. Sumă de nume supra capă pe lângă capă. Sigur că da. Folosiți simbolul sumă, așa se scrie. Sumă, dacă ai capă cum până la deci ar fi sumă de la K egal, sumă de la K egal cu 1 la n din 1 supra K pe lângă K plus 1. Sumă de la K egal cu 1 până la n din 1 supra K pe lângă K plus 1. Această sumă este calculabilă pentru că luând de o parte 1 supra K pe lângă K plus 1, cum ar putem scrie? 1 supra A supra K. Așa, descompunem fracții simple. Cum faci la calcul integral, da? A supra K plus B supra K plus 1. Și egal va fi cu 1 pe K minus 1 pe K plus 1. Adică A și B sunt 1. Dacă a luat cealaltă, vine K plus 1 minus K, 1 supra K pe lângă K plus 1. Și atunci am de suma de la K egal cu 1 până la N din din cine? Din 1 pe K minus 1 pe K plus 1 care dând valori face 1 minus 1 pe N plus 1. E suma telescopului, sunt 2 de 2 termeni, rămâne primul cu plus
Și rămâne ultimul cu minus. 1 minus 1 pe n plus 1, care face în final n plus 1 minus 1 n supra n plus 1. Aici e interesant și felul în care ar merita să ne ducem pe inducții. Adică dacă ți cere cineva să faci suma asta și nu te-ai prins, încerci o inducție. Dar ce inducție să încerci? Păi încerci așa. Păi nu știu să o fac, dar ia să văd. În situația în care aș avea două fracții, 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, cum ar face? Cât ar face? Păi zice, numitorul comun, 6, aici am plătit cu 3 și aici cu nimic. Și face 3 și cu 1, 4 pe 6, care face 2 pe 3. Da? Da, dacă aș avea 3 fracții, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, păi pe asta le-am adunat. Le-am adunat și mi-a dat 2 pe 3. Deci ar fi egal cu 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4. 6 înseamnă că am plătit cu 4 aici, 4 de 8 și 1, 9 pe 3 ori 4. Care simplificăm, ce înseamnă simplificăm pe 3 și va face 3 pe 4. Foarte tare. Deci unde mă opresc, înseamnă raportul ăsta, 2 pe 3. Adică 3 pe 4. Și presupunem adevărat relația asta. Presupunem că am intuit-o, da? Până la un anumit or, da? Adică trec la partea a doua inducții. Inducția are două componente. În prima parte e important verificarea, dar verificarea asta te ajută să sesizezi cum treci la K la K plus 1, cum a trecut la 2 la 3. Da? Ce am zis la 2 la 3? Cum o știu pe asta până și el ăsta se mai calculezi la un capăt? Asta o pot folosi. Rezultatul, îl pot folosi. Asta este esențial. Deci în partea de verificare fac 2, 3, 4 pași acolo până când se sesizez mecanismul cum anume să preia pasul din urmă. Da? Și acum eu spun. Presupun că am verificat până la ordinul K. Deci presupun că P de K adevărat hai să vă povestesc cum am pățit-o cu inducția. Și când am predat inducția, eram la clasă a 10-a special în momentul acela, am plecat cu suma asta. Și, păi vă știți că 1, le trăiesc acum în momentele acelea. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus mai departe plus 1 supra n pe lângă n plus 1 egal cu are cu cine. Și ne putem să facem suma asta, că el a, când a fost două, trei fracții, eu spus, gata, la dur aceeași viitoare, dar sunt 7 astfel de fracții. Mai, dacă sunt el fracții, mai poți ajunge aceeași viitoare? Nu. Aceeași viitoare? Nu. Și am luat așa, câte două, câte trei, câte patru, și am sesizat șmecheria asta. Poți să-i zic chiar din banc. Că suma ar fi, în final, după tatonările și este în aproape, în aproape, ar fi N pe lângă N supra N plus 1. Dă unul din bagă și eu nu cred. Băi, nu crezi? Nu crezi, da. Hai să vedem de ce nu crezi. Păi nu crezi și ați făcut dumneavoastră 2-3 pași acolo și ați sesizat așa și vreți să trageți o concluzie de asta. Adică dacă nu mă cheamă Ion și auzești la matematică, toți de Ion din clasă auzești la matematică, dintr-o două, trei tatonări de astea, să tragi așa o concluzie? Nu. Și atunci zic, bine mă, hai să faci și pentru 4. Pentru la 3 făcuse, până la 3 pași. Facem pentru 4. Uite mă, zic, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, lucrând cum pasa, o știu că e 3 pe 4, egal cu 3 pe 4, plus 1 supra 4 ori 5,
Și dă în final, amplific aici cu 5 ori 15, 16, și face 4 pe 5. Mă, ești mulțumit? Nu. Adică ce nu, zic eu. De ce nu? Tu dacă la 6 nu-i bine. Și fac și pentru 6, nu? Și dacă fac pentru 6, tu tot nu-i mulțumit, ești. Da. Și dacă mă pui să fac și pentru 7 pe urmă, da. Deci el ce este seza? Pasul următor e bun? Pasul următor e bun? Și tot mă întreba, mă răzunea, ca să trec la demonstrații. Și atunci sigur că spune, bine mă, presupun că am mers până la... Tu asta vrei să spui. Pasul următor o fi bun? Și eu dacă ți-arăt că pasul următor e bun, tu mai întrebi ceva? Și nu să mă mai întreb nimic. Deci, asta facem în demonstrație. Arătăm că pasul următor e bun. Că dacă ne mărginim la ceea ce înseamnă verificarea, câțiva pași de ăștia, înseamnă că, de fapt, tot timpul te treabă. Pasul următor o fi bun? Ăsta-i miezul inducții. Ăsta-i miezul inducții. Și împreună, verificarea și cu pasul următor e bun, înseamnă, e adevărată tot timpul. Așa trebuie verificată. Așa trebuie predată inducția. Deci inducția predată, trăită de profesor, în dialogul ăsta cu elevul, ca el să rămână bine cu inducția. Vreau să vă spun că mecanismul inducției este unul foarte important. Dacă l-ai prins, știi să redactezi. Dacă nu, știi în intimitate cum lucrează, înveți mecanic. Și nu este vina voastră, e vina profesorilor. Eu am mai spus, mergeam la inspecție și când vedeam cu câtă duritate predau niște noțiuni, definiția, o citea din manual, stătea cu hârtiuța în mână, o repeta pe aceea. Păi ce să înțeleagă elevul dacă tu nu ți-e clar ție? Ce să-i spui? Nu-i spui decât... Îi pleacă, nu-i mai trebuie matematică în viața lui. Ce să... Azi le înveți, mă, neuște și formule acolo. Vine în minte de la apicultori. Eu fac un experiment acum, foarte interesant. Adică îmi fac o selecție la... în albine, încât să am albine potolite. Un criteriu foarte important este ca albina să nu fie agresivă. Deci să fie cât se poate de liniștită, să poți lucra cu plăcere. Deci nu mai folosești mască, nu mai știi, bagi mâna printre ele se dau deoparte. Deci așa trebuie să se întâmple. Și cineva îmi spunea, zice, cele mai agresive care le-am, le vând. Păi cui le dai? La ăștia care nu pricep, nu știu despre ce e vorba. Păi când e dat o familie de asta agresivă, el se bagă în casă și nu mai se afară. Adică, în veci nu se mai apropie de apicultură, de familia respectivă, de albine în general. Deci de aceea trebuie făcut într-un mod așa fel, să zicem, dai pe cea mai blândă, dacă vrei să vinzi o familie cuiva la început. Cea mai blândă care reușit să o ai acolo în familie. Așa și cu noțiunile de matematică. Dacă nu le îmblânzești, da, dacă nu le îmblânzești, ele te sperie, te bagă în panică, nu-ți trebuie nimic. De ce? Mare parte a elevilor fug de matematică, nu-i trebuie nimic. Ce sunt? Nu, n-au reușit să prindă de desubt mecanismul acela. Ele se leagă frumos lucrurile. Și atunci ești aer tot timpul. Și fără matematică, lasă-mă fără matematică. Și ți-ai îngustat plaja imens. Ca tânăr, ca cel care vrei să faci ceva în viață, fără matematică, extrem de mult ți-ai îngustat plaja. Extrem de mult. Pentru matematică este un instrument de lucru pentru celelalte discipline. Mai am spus-o. Veneam în avion Nisierlă și mă uitam așa în avionul acela, dita mai Boeing-ul, vă știți cât e de mare, s-a auzit. Și mă gândeam, câtă matematică aici, Doamne? Câtă matematică? Extraordinar. Da, foarte mult. Tot ce înseamnă electronică, toată povestea, sunt prin matematică să iar așezat. Instrumentul matematic acela. Nu poți să faci iubița la un șurub, dacă n-ai cheia. Iar cheia este matematică. Mă întorc. Așadar, pasul următor, să fie bun, asta trebuie să lămuresc, nu? La inducție. Deci presupun că am mers așa până la un anumit ordin. Ca. Deci,
presupun că am verificat până la ordinul K. Asta înseamnă 2, 7, 9, un anumit pas. Am mers până la ordinul K. Vom arăta că pasul următor este bun. Dacă pasul următor e bun, ăsta, care următorul care s-a bazat, l-am vedeți, e următorul fiind bun, următorul acestora e bun. Următorul acestora, următorul e bun, următorul e bun. Adică e bun tot timpul. Nu mai e nimic de comentat. Asta e o peste. Așadar, de ce spunem? Presupunem că PDK adevărat. Dar dacă e dat așa dur, nu-i miezul problemei, n-ai păstrat să miezul problemei. Adică ce ai spus? Că am verificat până la urmă, adică 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus că mai departe, plus 1 supra K pe lângă K plus 1, este egal cu K supra K plus 1. Ne întrebăm, pasul următor e bun, adică întrebăm, P de K plus 1 este oare adevărat? Ne întrebă, pasul următor e bun? Adică, pasul K va ajuta pasul următor? Da? Ce înseamnă? Înseamnă, cine e P de K plus 1? 1 supra 1 ori 2. 1 supra 2 ori 3. Cum și mai departe, 1 supra K pe lângă K plus 1. Dacă este egal, plus următorul, 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Dacă este egal, cum ar trebui să fie cu K plus 1 supra K plus 2? Cu semn de întrebare. Asta am întrebat pasul următor. Dar cum am verificat până aici? Exact cum am trecut de la 2 la 3, la 3 la 4, nu o să... O să o folosesc neapărat pe asta, că am verificat-o, am muncit pe ea, nu? Până acolo, din aproape, din aproape. Așadar, asta ar fi echivalentă. Cum ar spune că K supra K plus 1 plus 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2, dacă este egal cu K plus 1, semn de întrebare, K plus 1 supra K plus 2. Deci am mutat-o în a demonstra identitatea asta. Și aici amplificăm cu K plus 2 și am fi echivalent cu a zice că K pe lângă K plus K pe lângă K plus 2 plus 1 dacă este egal cu K plus 1 la pătrat. Că trebuie să amplific și aici cu K plus 1, nu? K plus 1 la pătrat. Adică K pătrat plus 2 K plus 1 egal cu K plus 1 la pătrat. Da, adevărat. Adică ce mă întrebam eu este adevărat. Ce înseamnă aici? Acum trag concluzia că P de K plus 1 adevărat. Da? P de K plus 1 adevărat. Dar în demonstrația lui P de K plus 1 m-am folosit de P de K. De fapt, P de K implică P de K plus 1. Deci P de K făcut face ca și P de K plus 1 să fie adevărat. Și acum, punându-le așa, prima etapă făcută, verificarea. 2. P de K, demonstrația. Care înseamnă P de K implică P de K plus 1. Din cele două rezultă P de N, oricare ar fi N natural. Așa trebuie redactat. Deci, finalul, inducția, așa trebuie văzut. Verificarea și demonstrația împreună fac să spui că PDN, indiferent la orice, adică PDN este adevărat
Ce înseamnă PDN-ul ăla care ar fi natural? Devine un fost predicat, PDN, devine o propoziție prin înlocuirea lui N. Că, nu, predicatele prin particularizare devin propoziții. Adevărate, tot timpul, indiferent la ce N te oprește. Cu ocazia asta am văzut și mecanismul indus și cred că va intra la suflet. De nu o să mai uitați niciodată. Povestiți și la nepoții voștri că ce frumos este să înțelegi bine în intimitate emoțiunea. Se luminează, nu? Parcă așa s-a făcut lumină sufletul vostru. Ca acest mecanism îl aveți. Inducția, repet, este foarte des folosită. Și îmi vine acum în minte o... Chiar dacă ne epuizăm în seara asta, facem și într-o altă seară. Poate chiar mâine seară să văd cum programez. Pentru că vreau ca sumele și noțiunile în sine să fie bine așezate. Da? Deci, de aceea vă anunț că până nu epuizez bine capitolul, n-am să plec de lângă ea. Spuneam de faptul că inducția rămâne o metodă la dispoziția ta, un instrument de lucru des folosit pentru a arăta că o anumită afirmație este corectă. Iată, e matricea egală cu 1, 1, 3, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Ala e în cum arată. Cum arată ala e? Să fie o 3. Te gândești la matricea nulă? Da. Da. Băi, știi ce? Trebuie să spun, nici eu nu-mi dau seama cum arată. Dar dacă facem ala a doua, ala a treia, să o dibuim așa, poate ne descurcăm. Da? Deci... Aveți vreo tehnică? Și încercă să intuim, nu? Bun. Vrem așa. Când nu-ți vine nimic în minte, încerci așa o chestie de-astea. Deci, zicem, A la a doua ar însemna 1, 1, 3, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Ori încă o dată, 1, 1, 3, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Și care face? Iată să vedem 1, nu? 1. Aici face 2. Și aici face 3 și 1, 7. Apoi 0, apoi 1. Și aici face 2, da? 0, 0, 1. Când e la întâia, 1 pe diagonală, 1, 1 și 3. Când e la a doua, tot așa se așează, 2 acum. Aș aștepta să fie 3 la a treia și ce mai fie acolo? Poate să începe să... Încep să simt că l-am dă bătaie de cap. Colțul. Ia să vedem. Dacă așa stau lucrurile. A la A 3A este egal 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ori matricea 1, 1, nu, 1, 2. 1, 2, 7. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Și iată cât face. Face 1. Cât face aici? 1, 2 și 1, 3. 3, 7 și cu 2, 9 și cu 3, 12. 0, 1,
3-0-0-1, da, așa e bine. Cum am intuit, se respectă, dar acolo apare un șir. Când e șirul XN, hai să zicem acolo, XN, care arăta așa, 3, primul termen, când e la întâia, apoi 7, apoi 12, și mai departe. Și când va fi la Iena, XN, apoi XN plus 1, următorul și așa mai departe. Ăla-i șirul care apare. Așadar, A la N pare să fie, A la N pare să fie de forma 1 sau A la K, hai să zicem A la K, pare să fie 1 K, X indice K, 0, 1 K și 0, 0, 1, A la K, așa arată. Și ne întrebăm A la K plus 1 cum arată? A la K plus 1. Păi la K plus 1 ar trebui să arate, după modul în care l-am intuit, 1, K plus 1, X indice K plus 1, la X indice K plus 1, 0, 1, K plus 1, 0, 0, 1. Da, dar A la K plus 1 din ce se obține? Din A la K? Ori A. Deci A la K plus 1 știm. A la K plus 1 egal cu A la K. Simțiți că lucrăm, ne lipim de inducții, nu? Deci, practic, am făcut verificarea, am intuit cam cum ar fi A la K. Acum, presupunând că A la K arată așa, A la K plus 1 ar trebui să arate așa. Dar A la K plus 1 este A la K ori A. Deci se bazează pe pasul, pe rezultatul din urmă. 1 K X indice K, 0, 1, K, 0, 0, 1, ori matricea, 1, K, nu, 1, 1, da, 1, 1, 3, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Și care face, în final, 1, K plus 1, și acum urmează 3 K și XK. Deci vine XK, hai să scriu 3 XK plus 3 plus K. E bine? Deci XK plus 3 plus K. XK plus 3 plus K, da? Și 0, 1, K plus 1, 0, 0, 1. Și ăsta este X indice K plus 1. Deci iată că a apărut X indice K plus 1 egal cu X indice K plus K plus 3. Deci suntem într-o recurență liniară, că termenii sunt la puterea întâi, recurență liniară, de ordinul 1, că sau un pas unul de altul, și arată chiar frumos. De aceea îmi vine în minte ușor, fiind chestia aceea cu șirul, să duc XK în stânga, fiind chestia cu sume. Și văzând că coeficientul ăsta e egal cu coeficientul ăsta, să aranjez X indice K plus 1 minus X indice K, egal cu K plus 3. Ceea ce ar fi echivalent cu sumăm stânga-dreapta și vom avea suma de la K egal cu 1 până la N din X indice K plus 1 minus X indice K egal cu suma de la K egal cu 1 până la N din K plus 3. Care înseamnă echivalent? X indice N plus 1 minus X1, așa se așează, nu? X indice N plus 1 minus X1 egal cu sumă din K. O știu, suma primilor N numere naturale e N plus N plus 1. Cum? N minus XN.
Păi nu. Când încep să-i dau valori, da. E suma aceea telescopică, da? Se reduc 2 câte 2. Vrei să luăm ușor, să vedem? Nu. Nu, e bine. X2 minus X1, minus e X1 bine. rămâne la sfârșit cu Xm plus 1. Da. Și vine Xm plus 1 minus X1. Și suma asta, suma primul numere naturale este M plus M plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Plus 3N. E 3 sumă din 1. Plus 3N. Echivale. Cu a spune că X indice N plus 1 egal cu X1, n-am dus pe partea cealaltă, plus aici aduc la aceeași numitor, scot un factor, N pe lângă N plus 1 plus 6, N plus 1 plus 6, N plus 7, da? N plus 7 supra 2. Iar X1 îl știu cât este, primul termen, 3. Deci X indice N plus 1 ar să fie 3 plus N pe lângă N plus 7 supra 2. Da, dar la A la N, eu A la N vreau să dau. Deci A la N, matricea A la N, sună așa. 1 N XN. 0, 1 N și 0, 0, 1. Deci eu am nevoie de XM, nu de X indice N plus 1. Așadar, eu compas înapoi. Dacă XM plus 1 arată așa, rezultă că XM de aici va fi egal cu 3 plus N minus 1, observați ce fac. Da. Merg un pas înapoi. El în N plus 6. E pe lângă N plus 6. Pe 2. Și iată că e egal mai departe cu 1 N 3 plus N minus 1 pe lângă N plus 6, totul supra 2, 0, 1, N, 0, 0, 1. Așa arată A la N. Așa cum se demonstrăm. Ca să, deci am intuit-o și acum demonstrăm pe inducție foarte simplu, nu? Este o repetiție, e simplu, foarte simplu. Am avut în culise și această recurență lineară. Deci un șir dat recurent, liniar, și aici, iată și folosirea, e o sumă, șirul e dus pe X-ca în stânga, se așează foarte bine, o sumă telescopică, deci destul de matematică prinsă în alaien aici. Asta ar fi fost o variantă. Că am făcut o treabă bună, iată, să înlocuim pe N cu 1. Când am înlocuit pe N cu 1, vine 1, 1, 3, 1 minus 1 face 0, gata, a rămas, da? 1, 1, 3, 0, 1, 1, așa mai. Pentru N egal cu 2. Vine 1, 2, 3, și 2 minus 1, 1, 7, pe 2, ce fac? Aduc la aceeași jumitor acolo, nu, dar acolo e 8 pe 2. Aici e 8 pe 2, da? Da. 4 și cu 3, 7. Bun. E clar, forma tenor generală este bine găsită. Asta a fost o idee care a însemnat ce? Operații cu matrici, cum mulțim, ideea de inducție matematică, sumă telescopică și mai departe. Deci șir recurent, liniar, mai de gradul 3. Mai facem niște șiruri de-astea? Da? Poate dacă vine în minte așa, uite că mi-a venit acum în minte o chestie de asta, am făcut-o, dacă vine altă dată, cu drag fac. Ce vreau să zic? Matricea, să încercăm o altă idee. Deci, pentru ala el asta. O altă idee ar fi să scriu pe matricea ca o sumă de două matrici. Una să fie matricea unitate. Da? Și poate am baftă să mă duc pe binomul lui Newton și să lucreze până într-un loc și să mă descurc foarte bine. La locul încolo să fie matricea B aceea care completează până la să ajung pe, o completează matricea unitate,
să facă zero de la un loc încolo. Rezultatul trebuie să fie același. Trebuie să aflăm așa. Să vedem. De aceea m-am gândit să fac și varianta asta. Pare să fie interesant. Colegii voștri care știu și urmesc acum în direct, se spune, băi, dar stai un banc și acolo, ai un baft să-și cu bere la tine, urmești lecția, că boieri. Da, mă, au dreptate. Cât s-ar putea să beneficieze? Știți cât de dur, ce amare mi-este sufletul, pentru că nu se face public. Deci acest lucru trebuie să iasă președintele țării. Primul ministru. Nu există prof online. Există. E bacalaureatul acum, capacitate, urmează. Copiii ăștia au o șansă. Adică sunt atâtea lecții acolo și ar putea să fi beneficiat. Nu, ăștia nu-i interesează, sigur că da. Da. Nu-i interesează treaba asta. N-are importanță. Generații sacrificate și dacă un om a găsit o soluție și încearcă să facă ceva? Nu. Sistemul este foarte, cum să spun, aricit și nu vrea să dea drumul la idei. Deși sunt tineri profesori, eu am întâlnit și așa ceva, care chiar vorbesc despre profesorul meu la clasă și spuneau că zic, domnule, eu mă sprijin de inițiativa profesorului ăsta și chiar îmi pregătesc lecțiile după modelul lui. Sunt și oameni aceștia care au puterea să spun, da, omul face ceva care merită și merită respect pentru tot ce face. Dar majoritatea spune, oi, băi, mai meditația, băi, dar vine de acum, mai vin la mine la meditație, ce fac eu atunci? Deci asta este. Și, în continuare, profită de faptul că în mentalul colectiv, ideea de meditație se menține. Că la meditație, când te duci profesorul cu care faci, faci în același titlu la școală, doar el nu e altul. E același om. Și își face aceeași chestii. Bine, ecuație, ecuație, pe acolo, dar părți despre ce înseamnă ecuație, înseamnă inecuație și facem asta. Astea sunt lucruri care mă supără foarte tare. Și băieții de dezgustați, spun, bă, soia aia pe matematică nu trebuie, n-au să n-aud, pentru că e dură, n-are niciun sens matematica asta, n-are niciun rost. Ce, nu poți să trăiești fără matematică? Ce, alții care nu știu, care nu știu și nu știu matematică, nu trăiesc și ei? E drept, dar trăiesc prost. Și stai într-o stare de neputință. Este cum ți-a amputat cineva, știi, o parte din creier, neavând matematică. Na, dacă cineva mă va lua în seamă vreodată, și președintele ăsta, președintele țării, este profesor de fizică. El știe ce înseamnă importanța matematicii. Știe că fizica nu merge deloc fără matematică. Am ajuns până la el. Am trimis mesaje, am fost la Cotrocene, am fost... Deci nu m-am lăsat. Am mers tot timpul cu căciul la mână. Și zic, bă, spuneți-mă că există profonă. Nu? Sunt nebun. Așa. Spuneam pe matricea, o scriu de tipul 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus matricea care completează, adică 0, 1, nu-i bine? Da, da. 0, 1, 3, 0, 1, nu, 0, 0, am prins asta pe aici, da? 0, 0, 1, și 0, 0, 0. Vă rog să vedeți încă o dată dacă e bine. Da, e bine. Așa. Deci A e egal cu I și asta o să vedem cu B. Egal cu A, A deci echivalent, v-a spune că A, egal cu I plus B. I3. Da? Atunci I3, corect. I3 plus B. Atunci A la N este egal cu
I3 plus B, totul la N. I3 plus B, totul la N. Și egal cu binomul lui Newton, egal cu combinăm din N luate câte 0, I3 la N, I3 la N, ai I3, da? Da. Care este I3, n-ar vreau să vă spun, I3, plus combinăm din N luate câte 1, I3 la N minus 1 ori B, I3 ori B, B, pur și simplu, B, da? Că B ori I3 face B, plus combinăm de N luate câte 2, B la a doua, plus combinăm de N luate câte 3, B la a treia, și așa mai departe, plus puncte, puncte, combinăm de N luate câte N, B la N. Hai să ne ocupăm de B, poate de la un lucru bun devine matrice nulă. Atunci suntem fericiți. Și bine, B la a doua egal cu matricea 0, 1, 3, 0, 0, 1 și 0, 0, 0. Ori matricea 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Și egal cu devine 0. Aici tot 0. Și acum 1. Pe 1 rămâne, da? Da. 1. 0, 0, 0. Și 0, 0, 0. B la 3 e deja o 3. Da, B la 3 va fi sigur matrice. B la 3 va fi egal cu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ori 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Și va face 0, 0, 0, data e 0. Și atunci, spun că este egal mai departe cu combinări din luate câte 0 care e 1, nu? Deci vine I3, rămâne I3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 și 0, 0, 1 plus combinări din luate câte 1 este N, N pe lângă B-ul care e 013, 013, 001 și 000 plus combinăm din luat de 2 care este N pe lângă N minus 1 pe 2 ori B la a doua care e 001, 000, 000 și plus de acum nimic. Că toate matricele au dispărut. Și egal mai departe cu asta rămâne 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus cu N înmulțesc peste tot, 0, N, 3, N, 0, 0, N, și 0, 0, 0, plus doar 0 peste tot, cu excepția acolo care este între N minus 1, P2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, care înseamnă final matrița 1, N, dat în picioare 3, da? Da, 3. 3N plus N pe lângă N minus 1 supra 2, apoi 0, 1, N, 0, 0, 1. Aici trebuie să lucrăm să... Și iarăși trebuie și pentru asta inducție, nu? Nu! Nu mai trebuie? Nu am nimic. Păi ce? Binomul lui Newton îi demonstra prin inducții formula, rezultatul știut, așa că mult mai simplu. A, deci nu mai trebuie dacă ne cer la BACA la N? Sigur că da, vă duceți în descompunerea asta, binomul Newton lucrează, ai făcut-o și te-ai terminat. Mult mai rapid de metoda asta. Da.
mult mai rapidă decât cealaltă, dar eu am acceptat-o pe aceea întâi, că dacă vă dădea pe asta, nu mai urmează pe cealaltă. Spunea, băi, dar e simplu, ce nu îmi trebuie. Așa pățesc cu piticii la clasele celelalte. Dar e mult aici. Deci ei vor rapid. Și dacă eu spun, băi, metoda asta îmi place, că are multă matematică în ea și că cu ocazia asta am făcut o recapitulare adevărată pe multe noțiuni am trecut în revistă, da, nu ne place. Așa spun, sigur este corectă, nu aveți decât să lucrați aici, dar ați reținut într-o astfel de situație pentru a la el descompunerea indicată și binomul Newton și ai dat lovitura, că tu ești în lupta cu timpul acolo. Da. Deci e esențial la orice lucrare să găsești soluția cea mai rapidă ca să câștigi timp. Nu, altfel e prea de mult. Multă discuții lucruri. Ne oprim aici. Urmează să facem într-o altă ședință toate celelalte care mi le-ați propus. M-am venit cu niște sume riman, da? Facem la momentul potrivit, da? Deci, în clipa de față, ce am înțeles? Am înțeles simbolul sumă, haideți să recapitulăm. Simbolul sumă. Am înțeles că calculul, am niște sume riman sus și suma pătraților, suma cuburilor care trebuie să le știu. Că atunci când ai de făcut o sumă polinomială, te bazezi pe cerea. Deci dacă eu spun așa, să-ți calculeze sumă de la K egal cu 1. De regulă nu se mai spune până unde, da? Când se zice simbolul sumă, de la 1 până la el, da? Din 3K pătrat plus 2K minus 5. Dacă ai așa ceva, atunci sumă din toate, din polinomul ăsta, păi înseamnă 3 sumă din K pătrat plus 2 sumă din K și minus 5 sumă din 1. Care înseamnă suma pătratelor. Adică trebuie să știi 3 n pe lângă n plus 1 pe lângă 2n plus 1 supra 6. Trebuie să știi suma simplă, deci 2n pe lângă n plus 1 pe 2 și minus 5n. Vedeți? De ce am nevoie să știu pe acelea? Și dacă cumva era ca la treia, trebuia și suma cuburilor. Deci, de captură, am prins ce înseamnă simbolul sumă. Acele sume, S1, S2, S3, le-am și demonstrat de unde vin ele și cum să găsesc. Suma telescopică, am prins inducția matematică, mecanismul, care vă rămân definitiv, și aplicații ale inducției A la N făcut prin două variante, unde am făcut prin varianta folosind inducția, acolo am dat peste recurența aceea liniară de ordinul întâi, nu? Și am văzut și cum anume se poate calcula suma respectivă. Adică forma termenului general, pentru că la o șiruri, iar probabil așa este, trebuie să facem o discuție. La șiruri, un șir este dat în câteva variante. Un șir este bine cunoscut dacă știu toți termenii săi. Da? O altă variantă, mi se dă șirul prin forma termenului general. Deci termenul general mi se dă și atunci știu toți termenii șirului. Dacă știu forma x, n egal cu 7n plus 1 supra 3n plus 2. Păi știu și pe x1 și x2 și x3, particularizând pe el. Se fac deseori greșiții. Ți se dă o șiruire până la un loc și găsești tu forma termenului general, să intuiești. Nu e chiar simplu. Invers, dacă ai forma termenului general, după aceea șirul este cunoscut că particularizezi acolo. Și a treia variantă este șirul dat prin recurențe. Iar recurențele sunt de mai multe tipuri. Recurențe lineare, adică termenii șirului, sunt la puterea întâi. Xn, Xn plus 1, Xn plus 2, sunt la puterea întâi. Deci avem
tipuri de recurență, liniare și neliniare. Cele liniare sunt de ordinul întâi. Ce înseamnă ordinul întâi? Diferența e de un singur pas. De ordin 2, când liniare de ordin 2, când sunt doi pași. Și cele neliniare sunt ciudate, n-am rețete. Deci la cele neliniare, inspirația de acolo te face să ieși din încurcături, dar nu am. La asta liniară de ordinul 1 și de ordinul 2, am soluții. E clasic. Când se întâmplă, ați văzut mai devreme xn plus 1 minus xn acolo, deci când coeficientul xn și xn plus 1, cei doi, unul după altul, sunt cu același coeficient, calculez sumă, e sumă telescopică, treabă simplă. Când ai coeficienți diferiți, lucrurile se mai complică acolo. Mai dificil. Trebuie să vezi, dacă nu cumva te duci la faci o translație acolo, se duci la o progresie aritmetică. Deci să faci o translație, o să vă fac și chestia asta într-o zi. Și o să mă aude. Dar cred că nu se mai aude. S-a terminat bateria. Am folosit-o la aia mică. Da, asta era. Da, mai stau băieții atenți. Pentru încheiere chiar merită să le zicem. Că ei salută. Semn că le-a plăcut lecția dacă stau până la ora asta. Da. Să vedem. Păi dacă vă propunem noi chestii interesante. Da, așa este. Tot meritul aveți voi. Așa. Adevărul este asta. Că dacă n-ați venit, eu n-aș veni aici. Dar ce la tipul ăsta? N-aș veni. Credeți-vă că n-aș veni. Dar din respect, pentru că vă văd de interesați. Chiar sunt. Da? Din respect pentru că voi sunteți, vedeți și șansa au și ei, ceilalți care îl urmăresc. O șansă imensă. Altfel n-aș veni. Nu vă mint. Cât treabă am și după am.